salut, mă numesc Anca Cheregi și vă aștept cu drag la cursul meu de fotografie la Dallas Go Cluj. Am primit provocarea asta cu foarte mult entuziasm și cu un picuț de emoții, n-o să mint, dar m-a pus pe gânduri instant, am început să mă gândesc ce să predau, cum să formulez cursul, ce să fac să fie cât mai interesant și cât mai interactiv, pentru că consider că o foarte mare parte din meseria de fotograf implică practică și nu teorie și direct am început să mă gândesc la ședințe foto pe care aș putea să le fac pentru cursanți și cum să le arăt cel mai bine cum se face această meserie. Am început în liceu, scoteam colegele mai frumoase la ședințe foto după școală, pe dealurile de lângă Oradea, prin oraș, încercam tot felul de idei pe care le vedeam eu pe Pinterest. Și de acolo, în momentul în care m-am mutat în Cluj, am început o colaborare cu câteva modele, cărora le mulțumesc și acum pentru că au avut răbdare cu mine să învăț. Și după ce mi-am făcut un oarecare portofoliu, au început să vină și clienții. Clienții mei sunt majoritatea pe domeniul fashion. Și de acolo încolo, după primii câțiva clienți, următorii vin de la sine. Oricine este curios să vadă ce înseamnă această meserie, oricine își dorește să-și dezvolte capacitățile sau oricine își dorește să-și dezvolte talentul în această direcție, poate nu neapărat pentru a avea meseria de fotograf, cât și pentru a-și dezvolta o carieră pe social media sau a-și susține propria afacere făcând fotografii mai bune. Deci nu neapărat numai oamenii care vor să devină fotografi și atât, ci toți cei care vor să învețe să facă fotografii mai bune. Sper să-i învăț cum să lucreze cât mai bine atât cu lumina naturală cât și cu cea artificială. Bineînțeles, în limita unui buget, pentru că nu mă aștept ca toți cursanții mei să-și cumpere lumini de studio extraordinar de scumpe. Cum să make the best of what they've got, adică să folosească la maxim resursele pe care le au la îndemână pentru a-și face exact stilul de fotografie de care au nevoie și pe care își doresc să-l dezvolte. Photoshop este o componentă mare din munca unui fotograf. O jumătate din munca de fotograf se întâmplă la ședința foto, iar cealaltă jumătate, vă spun cu siguranță, va fi în fața calculatorului editând pozele. Prin urmare, vom avea 2-3 cursuri de Photoshop în care cursanții să învețe să prelucreze de calitate, fără să arate fake sau cu piele de plastic, cum se spune. Cu siguranță o să avem măcar un curs și pe afară, să ieșim la practică, ca să zic așa, pentru că fotografia nu este întotdeauna una planificată 100% care se întâmplă în studio, ci poate și să implice momente inedite, instantanee, capturate în momentul în care se întâmplă. De asemenea, dacă cursanții vor fi interesați, putem să investim puțin și pe partea de fashion photography. Poate să vorbim cu câteva modele profesioniste pentru ca cursanții mei să poată învăța cum să lucreze în mod direct cu un model, cu o echipă de hairstylists, makeup artists, stylists, așa încât să realizăm împreună, de ce nu un editorial pe care să-l și prelucrăm ulterior împreună, ca să vedem tot ce implică meseria de fotograf de modă.